Mă uit pe lista indisponibililor, practic toată echipa. Vreo 7-8 au plecat, aveți și accidentați. Cu cine jucați? Mi-e pare foarte rău. Dintre aia care au plecat, numai 2 erau, așa zis, titulari. Eu am zis 3. Nu, hai să zicem 3. Păi Buș accidentat. Da, Buș e accidentat. Buș, Fofana și Cardoso, nu? Cei 3. Bine, domne, hai să zicem, e prima dată în viață când dau din casă. Vă rog. Bun joacă, domne, că trebuie să-i batem pe Craiova. Aaaa! E președinte. Am pus o compresă, domne, și s-o desunfac Glezna. Eu am spus, domne, deci Bun joacă în exclusivitate. Tu n-ai jucat cu Glezna umflată, spune tu drept. Cum să nu joc, domn președinte? Ăla-i profesionist, datorită lui Gazmetan Media. Gazmetan Media și-a îndeplinit obiectivul. Și el și-a îndeplinit obiectivul, toată lumea a câștigat. Dacă îl vindeam în iarnă cu 250.000 de euro, media și-a cum să bădea la retrogradare în play-out. Și uite, ajungem unde vorbeam înainte să intre domnul Mărginean. Nistor vândut pe 260.000 la Craiova, Gazmetan nu și-a vândut jucătorul pe 250.000 de euro. Cam asta e diferența. Gazmetan în play-off, Dinamo în play-off. Asta e diferența, că Gazmetan face business plan. Business plan trebuie să incluzi o societate non-profit și vânzări de jucători și ticketing și marketing și sponsorizări. Noi să merg la patron, asta îi spuneam la ei. Ei, dragă, cu tot dai în conducere, unde să mă duc? Conducerea, cine-i mă arată? Unde să mă duc? Eu n-am patron să cer bani împrumut sau așa ceva. Eu n-am voie nici să fac împrumut. Da. Pot să fac un împrumut, dar fără dobândă, să zic. Eu nu pot să iau scrisoare de garanție de la Liga, am deprimit o grămadă de bani, nu? Pentru că eu sunt reorganizare care durează de un an și 4 luni și sunt cel mai fericit om din lume că am raport favorabil de ieșire, nu mai răspund. Dar acum pe când ies, văd că se pregătește în spatele meu și să mă coboare de pe scaun. Dar eu le dau scaunul eu. Cine, domnule Mărginean, cine vă lucrează? Domnule președinte, nu mai plângeți că ați avut condiții foarte bune. Ați avut bani, ați creat condiții bune. Eugene, le-am avut pe muncă. Președinte, nu se face nimic fără muncă. Se face ceva treabă bună. Nu se face nimic. Dar cine vrea să vă lucreze, domn președinte? No, bine, dar domnule, să știi, când ești președinte de club, dar eu nu sunt președinte singurul care nu se numai administrator special. Da. Bine. 40 de oameni. Generic spus, sunt președinte, toată lumea vă recunoaște președinte. 40 de oameni vrea să dea loc. Eu n-am nicio problemă, eu singura mea problemă. Am avut o presiune extraordinară, că nu e normal. O societate cu 3.680.000 de euro, divizia B 2016, să o lași pe mâinile unui om singur, care cu mai mulți antrenori, cu oameni puțin a reușit. Dar credeți-mă, e foarte greu să ieși din reorganizare, că legea e foarte dură. Am mai discutat despre asta, dar vreau să vă întreb, pronostic pentru meciul de diseară, mai ales că joacă Buș, surpriză? Eu zic că conducem cu 1-0 și minutul 90 plus 3 ne egalează 1. Deci vă mulțumim și cu egal. Domn președinte. Păi da, eu știți că credincios, dar domnul Becali mi-am propus în studio egal, un punct noi, unul dâns și unul doamne, doamne. Și ați văzut că s-a realizat. Unde mai văzut Neagoie fundașul central să se demarce în 18 secunde și să marcheze gol? Ca la PlayStation. Să-l băgați astă seară, că am auzit că și-a prelungit. De Eugen, ai făcut tu tactica asta vreodată în viața ta când începi de la centru să se demarce cu tactul central? Nu, am primit gol odată așa, după ce am egalat, jucam la Iași, eram cu CFR-ul. Așa, și mi-a dat gol după linia de fund, dacă ați pomenit așa ceva, pe teleu, a ieșit. Păi da, da, pe Eugenie, dragă, satisfacția vieții mele e că meme-ul, care, crede-mă, îl respect foarte mult, noi ne respectăm în fotbal, ne mai bălăcărim, nu a terminat să pupe lumea să-i felicite. Aia au fost, mai mult dacă mai ar fi acceptat 10 secunde. Da. Noi trebuia să mai așteptăm 10 secunde, termina meme-ul de felicitat.